Bun găsit. Dintr-un moment în altul va începe ședința Senatului, o ședință de plen în care se va discuta despre acest proiect care ar fi trebuit să elimine pensiile speciale. Forma acestei legi însă a fost stabilită ieri în comisiile de specialitate ale Senatului prin acest act normativ. Pensiile magistraților ar urma să fie indexate cu inflația, așa cum se întâmplă în cazul tuturor românilor, și nu vor mai fi indexate în funcție de majorările salariale din sistem. De asemenea, ceea ce înseamnă necontributivitate va fi impozitat cu 15%. În același timp, reprezentanții CSM, președintele în alte curți de casație și justiție sau cei de la DICOT, DNA, ar urma să primească pensiile speciale doar după 25 de ani de activitate și nu dacă au doar un mandat, de exemplu, așa cum se întâmplă în acest moment. În același timp, se discută și despre interdicția de a acumula două pensii speciale, dacă o persoană a avut două funcții din care poate să obțină aceste pensii speciale, trebuie să opteze doar pentru o singură pensie. Și nu uităm faptul că nicio pensie specială nu va depăși venitul salarial brut în plată. Vom vedea însă dacă astăzi vor mai fi amendamente la plen și dacă această lege va suferi din nou modificări.